concertul l-a avut membrii ansamblului Făgurel, elevii clasei a 10-a, Complexul Instructiv Educativ, Gimnaziul Boian. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni, consăteni, stimați oaspeți! În această zi, când toamna usucă florile de munți și frunzele dansează luate de vânt, noi ne-am adunat, după tradiție, pentru a culege meritele ansamblului de dansuri populare al satului Boian, Miorița. Deci, vă propunem, în măsura de astăzi, să ne aruncăm o scurtă privire asupra unor aspecte a dansului popular din satul Boian. Manifestarea noastră o dublează și aceea că ei, fiecare din noi, cu mare dragoste de plaiul natal, am sărbătorit hramul bisericii. Sărbătoarea creștinilor, pomenirea adormirii preasfintei stăpânii noastre, născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Astăzi, la sărbătoarea noastră, ne onorează cu prezența domnul Edmond Neagoiu, consul al României la Cernăuți. Redactor șef al revistei regionale Zorile Bucovinii, consăteanul nostru Nicolae Tom. Șeful secției de cultură, naționalitate și religiei a administrației regionale de stat, doamna Mihaela Svetlana Sergeevna. Secretara statului Boian, domnișoara Diana Juc. La sărbătoarea noastră sunt prezenți elevii școlii medii din Boian. Cu drag îi poftim în scenă.